Bun, în acest video noi o să proiectăm linia roșie, da? Și mergem aici la axa 1 și o să începem să proiectăm linia roșie. Asta este o linie roșie deja, dar este făcută de mai mulți vertex și nu are nicio treabă cu linia roșie proiectată, da? Deci este o linie roșie care urmărește terenul nostru. O ștergem și începem să proiectăm. De aici iarăși mergem la o snap și ne putem lega de profil, adică de teren, de existent. Selectăm primul punct, al doilea punct și mai adăugăm încă un punct aici și aici, da? Și între ele adăugăm o rază. Ok, salvăm. Mergem la axa 2. Aici iarăși descărcăm linia roșie și la alte axe. Adăugăm alte axe, da? Să vedem axa 1. Da? Ca să ne putem lega de ea și axa 2, axa 3, pardon. Da? Deci noi, într-un capăt și altul la axa 2, avem alte axe, da? Și trebuie să ne legăm de ele. Ok, și la axa asta mergem, îi dăm o snap întâi de alta axă, adică desenăm efectiv platforma pe axa 1, după care începem să plecăm de la ea, putem să plecăm chiar de aici, și la fel o snap profil al doilea punct și mai adăugăm încă o linie, ne legăm de vertexul anterior, da? Și ultimul punct îl adăugăm la alta axă. Și aici putem să adăugăm o rază sau putem să zicem să creeze o rază automat din primul punct, da? Adică pleacă, trece prin primul punct. Și atunci el de aici pleacă cu o rază și definește o rază variabilă, da? Adică 1754. Ok, salvăm. Și la a treilea ax, pentru că axul ăsta noi nu facem nimic, îl lăsăm așa cum este el, linia pe existent, da? Adică ăsta pe noi nu interesează, merge pe existent. Ok.